Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. Invitatul nostru de astăzi a prins cea mai frumoasă perioadă din istoria sportului studențesc, o echipă de tradiție din fotbalul nostru. De asemenea, este campion mondial, atenție, repet, campion mondial universitar, lucru mai puțin știut, cu echipa noastră în 1974 în Franța. A schimbat apoi trainingul pe costum și a devenit și un oficial cu succes, o să vedem și o să povestim, și de asemenea se află în top 10 ca număr de prezențe în campionatul nostru. A renunțat pentru câteva ore la meseria de bunic pentru a veni aici și a dialoga cu noi. Dragi prieteni, dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Paul Cazan. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Și mii de mulțumiri că ați venit. Ce faceți? Pe cine ați lăsat acum? La... A, deci e, vacanță, e bunica de... Altfel trebuie să iau și pe aia, că s-a supărat că nu am luat-o. Da? Nu e... Câți anișori are? 7. Mulți înainte. Da, e clasa 1, e 0, clasa 0. Da. Acum alergați după ea? Sau e cu mințică? E cu mințica. Atunci v-ați... Da. Ce faceți? Nu vă lăsați cu fotbalul ăsta. Observator mergeți? Observator, adică nu... da. Observator. Asta e așa o... Păi da, așa, așa, dar trebuie să faceți deplasări. Da, da, da. Spuneați că aveți meci acum, mai suntem la Craiova cu CFR Cluj. Un meci foarte tare pentru configurația viitoare a clasamentului, pentru că dacă bate Craiova, să cam apropie cele trei, se vor bate rău de tot pentru titlu, cu șanse mai mari pentru, zic eu, pentru Craiova care vine din spate, dar și Steaua, cred că se gândește să bată Craiova. Cred că asta e... Corect, corect. Da, ca să... Apropo de Steaua, o luăm cu începuturile noastre, sunteți produs? 123 august, Steaua. Așa îi spunea? Da, prima oară s-a numit 123 august. Și cei de la Steaua, când au văzut că sunt foarte mulți jucători în această... Era la, chiar la stadion, la 23 august, era sediu. Steaua, prin așa, au preluat ei asta și s-a numit 123 august Steaua. Noastră fotbalist de mic? Adică a existat și altă opțiune? Nu de mic. Până la urmă, la 16 ani m-am dus prima oară la... Și până atunci? Joc. Până atunci... Cu școala am înțeles. Am făcut basket la Șincai, că era mod atunci. Șincai era Tibacu, care se ocupa de sport, era profesor de sport și în principal îi plășea basketul. Și atunci am jucat basket, cred că asta mi-a ajutat să cresc în... A spus că ați luat 20 de centimetri. Da, deci am intrat cu un metru la liceu, un metru 65, cred că aveam așa, eram cam piticuț așa. Și am ieșit peste 3 luni în primăvară 1,88 m. Așa, dintr-o dată o creștere așa, de nu mai aveam cu ce să mă... Dar de obicei invers, fotbalul, domnule, nu prea mi-a... Așa, nu prea m-am înțeles, m-am dus la basket, dar invers de la basket la fotbal? Da, cum? Într-o, hai să spunem, întâmplare sau, eu știu, miracol, nu știu, e că un coleg de-al meu care a fost până în clasa 8-a, am fost colegi de școală, juca la 123 august și... Ne-am întâlnit și zice, care știa cum joc, zice, bă, hai că nu vrei să vii la fotbal, că nu avem fundaș central. Bine, mă, hai. Și hai să mergem, să dăm probă. Era, antrenorul atunci era Petre Stănilă, un antrenor foarte bun de copii. Zic, hai să vinam și ca nicăieri, n-a fost legitimat nicăieri, hai să mă vadă, nu? Nici părinții nu știu, că eu ziceam că mă duc la basket. Da, eu plecam, luam tramvaiul și mă duceam până în 23 august cu... La fotbal. Și m-a legitimat și am început să joc. Și i-ați anunțat? I-am anunțat, da. Tata fiind amator de fotbal, cum era mod, atunci toată lumea era așa, da, era progresist. Și eu am fost progresist. Da? Cu copilul. Și cum a fost schimbarea? Că bunesc că de la basket la fotbal... Bine, a fost bine că am rămas acolo și m-au așa... Am jucat. Norocul meu a fost că am fost născut în 30 septembrie și atunci era o lege că dacă ești născut după 1 august, mai ai dreptul un an la juniori. Asta m-a ajutat foarte mult. Da. Și ați mai stat? Și am mai stat un an și am jucat și cu celălalt. Ne-am dus până în semifinale cu echipa tot. Cu asta, cu Ion, cu Sameș, cu... Deci am avut colegi, Cristache, deci am fost... Deci centru 23 august a fost un... Dar făceați acolo, că Diencea e 74, nu, deci nu exista. Noi am rămas acolo cu sediu. Da. Deci era terenul 2 și terenul 4. Astea le aveați acolo. Aveam acolo, plus aveam terenul mare în care
câteodată în deschidere la meciuri internaționale, dacă mai e așa, da, da, să jucau echipele de copii, da, ai lui Centrui, da, Doșteac. Eram foarte bine utilați cu echipament, cu foarte... echipament super pentru vremea aceea, pentru echipele de copii și juniori. Și Ion, adică au fost mulți, Răducanu, care e în Germania. Marcel. Deci au scos o groază de... Deci noi ați fost învățat de tânăr să jucați pe 23 august, mare, da, cum, da, ar veni. Da, da, da. Conta enorm asta, una era să... nu? Da, da. Și jucați acolo. Da. Și după aia, la Steaua niciun meci, nu, la, da, seniori. Nu, la senior nu. La senior, nu, la tineret. După aceea, de la tineret am fost plecat la Vâlcea și de la Vâlcea m-au preluat sport dențesc. Așa, dar ne-ați povestit, dar s-au chinuit un pic și cu armata cu dumneavoastră, nu? Da. Când am plecat în armată, m-au luat la Plenița. Deci, da, tot pe fotbal, avea, da, Steagul Roșu Plenița. Da. Da. Când m-am văzut acolo, unitate pentru ofițeri, asta, disciplinară. Deci erau 800 de ofițeri și vreo 1500 de soldați. Atâția erau acolo? Da, da. Norocul meu că... când am ajuns acolo, să veneau toți comandanții de companii și alegeau oamenii. Cum, bă, soldatul ăla, așa, de unde îl iau eu la mine, la aia, la cum să-mi iau companiile, cam companiile, da. Și ăla de la transport zice, de unde, în București? Îl iau eu, gata. Și m-a luat la, norocul meu, că la compania transport era mai... cu toți, cu piloșii, cu... Ți-a avut noroc. Da, cu șoferii astea, cu croitorii, cu toate astea. Și m-a luat, zice, da, tu vii la mine. Bă, ok, hai. Și am început să am jucat și fotbal, le-a plăcut, gata. Păi și v-au găsit haine la un metru... Acolo mi-au găsit. Da? Nu, mi-au găsit acolo. Așa, da. Și m-a luat sub aripă, m-a luat... Asta, sergentul de campanie, cel care avea grijă de campanie, asta, un caporal, nu era caporal, era... nu Serge Major, cine mai știu locul de loc. Nu, era sub și zice, tu aici trebuie și scrie, că scriem frumos, asta ești, și ați scăpat, ești al meu, fi, așa, da. Mai m-a ținut așa. Și a venit, am scris lui mama, domnule, luați-mă de aici, și a vorbit cu cei de la ai mei, care eram, plecasem de la TMB atunci. S-a dus la Steaua și a zis, domnule, uite, așa, vrem să-l luăm, să-l aducem și... Lânge omul ăla acolo. Acolo, hai să-l luăm. Și mi-a venit... Hârtie. Pac, și m-a anunțat ăsta, șeful meu, zice, vezi că ți-aveai hârtia, repede, cât poți de repede, te îmbraci, îți iei geamantanul și o șchești, că s-ar putea că șeful îl mare nu, da, vrea să te lase să pleci. Și ați plecat. Norocul meu că era o inspecție atunci și... fiind așa o cazarmă de mare, deci era o alee imensă, așa, de câțiva kilometri, pe care erau casele celor care lucrau în unitate, care lucrau acolo și tocmai pe esplanada, să zicem așa, venea comandantul, inspecție. Venea inspecția. Wow. Și a luat o ușă între, în spate. Deci salut, vreo 500 de ani, s-a uitat comandantul, ce-o fi cu ăsta ta? Și direct la gare și pac la... Păi, aici, pe Plevnic, acolo avea Steaua... Acolo aveți? Da, acolo era... La sală? Știi? La sala care ars, acolo, la... Acolo era... La grajdurile regale? Acolo era, da, sediul clubului. Acolo era? Da, cu sediul clubului, cu tot... Pe cu Vergiliu, cum ar veni, Vergiliu, da, cu Plevnic. Da, acolo era sediul cu toți, așa, cu toate unitățile astea, cu toți sportivii. Da, da. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!